Sfârșitul de an este totdeauna un moment prielnic pentru ca șefii SNL o să facă achiziții. Numai puțin de 11 anunțuri au fost publicate pe SEAP doar în luna decembrie, iar sumele puse la bătaie sunt de-a dreptul astronomice. Aproape 420 de miliarde de lei vechi oferă conducerea companiei miniere operatorului economic de la care va închiria mijloace de transport pentru a-i duce pe mineri la serviciu. Închirierea de utilaje terasiere este și ea foarte costisitoare. Un singur contract încheiat pe 4 ani, ajungând la la aproximativ 2.000 de miliarde de lei vechi. Aproape 35 de miliarde de lei vechi oferă șefii din minerit unei societăți specializate care să curețe 74.000 de, de metri pătrați de birouri și 86.000 de, de metri pătrați de suprafață exterioară. Începerea procedurilor de adjudecare este programată pentru jumătatea anului viitor, iar contractul va dura 12 luni începând cu septembrie 2012. Un contract similar se află și acum în derulare, unitatea care l-a câștigat fiind Mimpress, societate din subordinea SNLO, nimeni din conducerea Societății Naționale a Lignitului Oltenia nu a fost găsit astăzi pentru a spune de ce este nevoie de un astfel de serviciu atât de costisitor.